Bună dimineața de aici, de la Brandenburg. Adică n-am mai apucat să mai facem nimic pe drum, pentru că a fost mega târziu. Am ajuns, cred că la 1 noaptea, aproape de 1 noaptea. Ne-am instalat direct corturile și a trebuit să rezolvăm problema cu plata de dimineața acum, pentru că, na, a fost trafic foarte infernal. Cred că n-am prins niciun an atât de aglomerat cum am prins anul acesta. Dar oricum, ideea este că ne-am instalat corturile. Avem aici frumos corturile instalate sub pom. Și aici avem masa rotundă. Așa, avem aici două mese și scaunele. Băieții, fetele stau la relax. Dar Carmen unde? La baie? Ok. Da, și azi este miercuri. Am ajuns mult mai devreme anul acesta ca să avem și noi timp să vizităm, să ne simțim bine, să ne odihnim, să ne acomodăm. Așa că o să o luăm mai moale, mai chill, mai ușor. Dacă e să facem ceva în ziua de astăzi, o să iau GoPro cu mine. Dacă e să fie ceva demn de filmat. Dacă nu, filmez de mâine. Mergem în vizită la skate shop-ul local, la Christian Heise, Never An Up Skate Shop. Burger King Germania. A schimbat locația, dar am înțeles că este tot în aceeași zonă, deci nu o să mai fie aceeași încăpere. Sunt chiar curios cum o să arate. Bună ziua, Sărna! Bună ziua! Două, treia! Dai cu placa mea? Dacă vreau să-mi păsări. Dacă tot faci, va arăși eu niște șmechizii. Hai! De acolo. Oh, shit! Ce trebuie? Yeah! Nu? Copiii s-au dus în față direct și am uitat să vă spun, dar Never Enough s-a mutat skate shop-ul. Aici era Never Enough, știți, din anii anteriori, și am înțeles că e tot prin zonă. V-ați uitat pe Google Maps? Nu. Trebuie să fie pus pe Google Maps. Ne uităm acum. Ok. Nu, e un pic mai în față, mi arată. Gata, l-am găsit. E închis. E închis? Aoleo, se repete istoria. Poate găsim mâine deschis. 14-18, cu aia, cum adică? Păi, cred că are treabă Cristian. Cred că are treabă Cristian și de-aia. Ia uite aici, bannerele. Skate and Create Euro Freestyle. Și eu bannerul cel mai mare. Unde e? Eu. Ah, da. Bă, hai lasă că venim mâine la skate shop, dacă nu e problemă. Ah, nu vă mai, e deschis. E deschis? Nu, e închis, mă. E închis, hai că venim mâine, asta e. Hai să mergem la magazinele de fashion. Păi da, la Douglas ăsta. De flash-uri? Yo, right on time on the camera, right on time. Hey man. What's up? Hey man. Hi. We just got to the pharmacy, got something. The skate shop is closed, by the way. Yeah, we saw Carmen. Oh yeah, she said she was too shy to say hello. Me too. Yeah. So yeah.
Haideți că ne-am întors înapoi la camping. Păi mine mă doare foarte tare gâtul de vreo două zile și mă enervează la culme treaba asta. Da, ne-am întors la camping. Îți doare spatele că am sărit eu toată ziua. Și în drum spre camping l-am filmat pe Alexandru la un mini edit de free running pe aici prin Brandenburg. O să iasă ceva frumos. Băi, chiar o să iasă, chiar a fost top, top, top. Pentru mine prima oară aici e, e frumos, să știți. Îți place, e, e o experiență destul de... Prima zi. Până acum, o să vedem. Frumos. Da. Adică îmi plac locurile, am ce experimentat și pot să dau și tricuri șmechere. Aia, da. Stați așa puțin să prezentăm domnul Lolex, bucătar, șef, Doamne ferește. Hai să ne lăudăm, să ne lăudăm cu ceva. Multe echipe care au venit la acest concurs nu au bucătar, șef, să vă exact. Spun eu direct de la Cluj, Napoca. Nu prea șef, dar da, de șef să aici. Ce oamenii gurme să meniu. E șeful este. Nostru aici la bucătar, deci bucătar, șef. Lolex, șef Lolex, îi așa, spunem. Merge. Ia spune, domnul, ce mâncăm în seara asta? Ce pregătim prima mâncare? Dată. Da. Pene Alfredo. Cu pui, ceapă verde un pic deasupra. Mă gândeam să strecor un desert, să merge. Văd după aia o budincă, o chestie. Cum zicea Robi Roberto, pene de pui. Cum adică pene cu pui? Da, am luat penele de păpui și acum le reatașez. Da. Hai să-i lăsăm pe ăștia mici aici să-și facă treaba. Hai să-mi arăți aici cu ce ai de cu ce lucrezi. Deci, unde mergem noi acum? Cuș. Bucătăria comună din camping. Da. Dispunem de terasă lângă râu. Da. Am găsit-o așa cum am lăsat-o. Bine, un pic s-a pus praful, da. Am șters, am pregătit aici oala, aici fie pastele. Aici fac sosul, beșamelul. Aici pregătesc să fac. Frumos, am luat tot ce trebuie, azi cumpărăturile. Uite, penele de pui. Penele de pui. Da, paste, ulei de măsline, ulei normal și... Da, tot felul aici. Avem loc aici. Ulei greu. Două frigidere. Unul răcește mai bine ca altul. Serios? Ce? Unul e mai bun? Ăsta răcește mai bine ca ăsta. Am înțeles. Deci, băutură acolo. Bine, bucătar, șef. Păi hai să ne auzim mai târziu dacă da, e. Da, ne auzim în fața faptului împlinit. Direct, așa trebuie. Hai că s-a făcut seara, așteptăm să termine Lolex de făcut mâncarea. Dar între timp a venit cineva din Malaysia. Azi am din Malaysia. Am întâlnit cu el în Japonia în 2017. Hello, Azam. Hey, Oscar. This is the first time for Azam in Europe, and yes. He likes it. He yes. likes it a lot. Of course. I love Europe, man. It's so beautiful. I only see pictures and videos before this, and now I'm here. So, wow, it's. And now you're hanging out with the Romanian team. Yes, we're hanging out with the Romanian team. Very happy. Yeah, and we're gonna all eat a little bit later. Yes. Yeah. Totally. So you're trying here something? Handstand. Almost. Yeah, I'm good. Don't worry, you just arrived from the plane, you're not in shape right now. Alexandra, ia vino să văd ce costum ai. Vino puțin mai aproape. Mamă. S-a terminat joaca. Eu sunt. Am și coadă. O să trimit clipul cu tine îmbrăcat în dinozaur când cânti manele. Și pe skateboard. Mamă, vreau să filmez asta. Azi se la ducă. Stai, Alexandra, stai, să-l dau bine, că nu-mi place. Păi ce facem aici, pe aici? Ia uitați! Merge? Aoleu, au făcut să meargă lampa. Păi normal că merge dacă ai schimbat bateriile. Alexandra! Se apropie masa. Da. Pe ultima sută. Eu stai aici la sfârșitul maratonului. Se pasează farfurile. Vom mânca la corturi, nu-i așa, ca să nu ocupăm aici. Da, că e trafic. Vestea bună e că chiar o să mai rămână dacă a fi cineva care, uite aici, un sfert de oală. Astea le mai facem o chestie, un revamp, un refresh. Acum vin cu ăsta. Văd așa un pic. Mm.
Putem să mâncăm afară, gen pe scaunele astea chiar, inclusiv. Da, e pe terasă. Pe terasă, da. Ăsta nu mai e. Sau aici? Ăsta nu mai. Tu mai dai dacă vrei, o lași aici, că oricum mă rămân. Tu nu ai? Nu. Bun, e gata mâncarea. Am decis să mâncăm la corturi, pentru că e un dubios care și-a pus cortul fix în ușa bucătăriei comune și făcea tot felul de fente că face noi gălăgie, nu știu, nu vorbea engleză, nu nimic. Deci e un dubios ăsta la vreo 50-60 de ani. Și-a pus el cortul, că așa a vrut el să bună cortul fix la... Bine, voiam să mai iau de el, dar a zis Bianca să nu-i zic nimic. În fine, nu contează. Și mâncăm aici la corturi, cel puțin în seara asta. Sper să plece mâine, să nu mai fie acolo. Unde-i seara? Păi și dacă îi ziceai, nu te și înțeleg. A făcut Lolex niște paste. Super bune. Până am deschis eu camera deja, cred că s-a terminat totul de mâncat. Așteptăm să vină și Lolex. Bă, unde-i seara? A venit Lolex bucătarul. S-a terminat sentința. Așa. Fucking Christ. Acum, hai să acum vedem. E timpul să mănânci. Ah, nu mi-au adus furculiță. Bă, să știi că am vrut să te așteptăm, dar ai stat foarte mult la bucătărie. Am vrut să te aplaudăm, să alea, ei, dar poate nu seara asta, poate seara următoare. În seara următoare, sigur. Da, hai da, că da, vedem, că ne organizăm mai da, bine. Da, cred că ți s-a rășit și... hey, man! Yeah, wait one second, we were making a vlog. Have a seat. Hi! Even better. Ah, ați înțeles voi ce vroiam să spunem. Hai, hai, noapte bună. Ne auzim data viitoare. A doua zi dimineața, astăzi este joi. Ce pot să zic? Super fun, super distracție. Ne-am distrat cam fiecare seară. Nu putem să filmăm seara pentru că nu prea se vede GoPro-ul, dar am stat foarte târziu de vorbă, au venit niște nemți, a venit și tipul din Malaysia, am stat de vorbă, tot felul de chestii generale, despre culturi, despre... A fost foarte interesant. Acum, aproape că s-au trezit toți, mai acolo Riana încă doarme, copiii și Lolex deja pregătește micul dejun. O să avem parte de niște omlete pentru fiecare în această dimineață. Mergem imediat și la el să vedem ce face. Bună dimineața, Mateo! Bună. Cum ai dormit aseară, domnul Mateo? Buștean. A dormit Buștean. Ah, s-a mai trezit cineva. Hai să luăm interviu repede, ca la știrile Pro TV așa. Bună dimineața, Alexandra. Cum ai dormit aseară? Înghesuit. Înghesuit? Am înțeles. De fapt am dormit super bine, dar mă doare puțin spatele și nu știu de ce. Am înțeles. Bine. Bun, cum spuneam, o să fie gata mâncarea. Hai să mergem la Lolex să vedem dacă este gata. Good morning, my friends. Hello. Let's go and see what Lolex is making. Bună dimineața, domnul bucătar, șef Lolex. Șef, domnul acum. Cu ce ne surprinzi în această zi, în această dimineață? Păi fac aici scrambled eggs pentru 14 oameni. Deci omletă. Da, da. Pâine prăjită, un pic de roșie, un pic de ceapă verde. Fără carne, cumva, nu știu. Cumva mai am ceva mai light așa. E, mai am ceva puțin parmezan, o să pun, o să fie bun, pun așa pe pâine. Să fie o să fie bine. Oh, aproape gata, aproape gata, da. Domnul șef bucătar. Da. A trebuit să intervină Bianca, că totodată nu pot să fac două chestii odată. Apoi, să nu se răcea, aia e chestia, că vreau multă mâncare și singur dezavantaj e că până o termin de pus așa se poate răci. Da. Dar, nu, e în regulă, cred că cam asta e. Oregano. Oregano. Unde este? Oregano, unde e oregano? Oregano. Ce să vei? Piper. Știu că e nașpa să... A, piper, da, pot să, am pus să... Uite, niște oregano. Știu că e nașpa să pui stare și piper fără să... Dacă schimbăm. Aici, unde am mai bun control. Am luat trei. Și unde? Aici afară. Aici, în ordinea, în ordinea importanței. Here you go. I'm gonna bring you a fork. Thank you. Eu nu am o oală. Bună treabă. Am una care s-a aplicat, mi-o lăsase mie. A, nu are. Să... Nu mai e. Trebuie să dea pe scris oamenii.
Te să... Papa, ai grijă la spate. Așa. Poftim? Nu? Ok. Revenim. Stai, era unul cu extra piper. Bună dimineața, astăzi este vineri. Astăzi începe concursul. Avem astăzi așa, contestul de fete, de masters și best trick. Abia ne-am trezit, am tricoul de la Padebon pe mine, pentru că cel mov o să vrem să-l purtăm cu toții în finală, duminica. Da, ne-am trezit recent, am mâncat. Trebuie să ajungă și Oana din Craiova, Onica, că a venit cu avionul. Și mai stăm ce stăm pe aici, apoi o să mergem direct spre locație. Bă, sunteți frumoși, rău de tot. Deci de aici de pe cameră, tu știi cum... Instagramul meu este... Ce bani aveți? Camera filmează camera care... Bani aveți mâncate așa. Bă, cât bani aveți mâncate așa. A, uite valoare aici, power pe asta. Bani mulți rău de tot. Șosete Nike, 50 de lei. Zică, power pe asta, 35 de euro. Ce mă facem frice, curi? Aici e șapca basca de la Berska. Asta e a lui Mateo, respect Mateo. Mateo, ok, Mateo, tricoul ăsta nu știu de unde. Din crop, din crop. Pantalonii ăștia din Berska, da, papuci, Adidas, adică șapca DC, ne permitem. Șosete fila, stai așa, aici sunt meci. Uitați aici, Abibas. Cârnatul, ia uite în cârnatul. A, s-a stins. Ia uite cârnatul, ce lung e cârnatul meu. Mă, bă, portă lungul. Ia uitați cine vine. Onica, n-a mai fost din 2018 în trip de freestyle skateboarding. Salutare băieți, salutare. Bună Onica, long time no see. Salutare Marius, se pare bine. Cred că n-am mai făcut cunoștință noi, nu? Am mai făcut, da. Cred, super tare. Haideți acolo la locație să vă arăt unde se ține locația, locația unde se țin corturile românilor. La nebune aici. Cum a fost tripul vostru? Bombă. Bombă? Bun, bun, bun. Hai să vă lăsați ăstea și să vă explic ce trebuie să faceți ca să vă cazați aici. Nu, sunt românii, stai aici. Noi aici la păi da. Port, tată. Păi da. And check out who put the tent near our tent. It's the French guy, Stefan. Oh, we meet again. It's everywhere. Yes, the first time this year. It's the first time this year. This is my first Euro freestyle. I'm gonna shit my pants. Oh my god. This gotta be a fun one, I think. And you put your tent near the Romanians, the crazy ways. Oh right here. Yes. Well, it's a fun one. It's still fun. Look at that bunch of crazy kids. That's insanely. Insanely cool. Fuh, filmează! Ne aflăm aici în Germania. Alex mănâncă fineti. Mă uitam să văd cum i-am plasat aici, ce se vede. Ciao. Aici avem tiruri. Aici avem un cort. Aici avem cortul francezul, prietenul meu bun. Marius. Marius. Tot Marius. Aici l-avem pe Andrei Novela. Toată lumea. Un alt cort. Un alt cort. Se vede că sunt de... Cortul lui Marius. Multe corturi. Ce să mai zic eu? Aici avem o boxă. Aici avem Periana. Bună! E tot util. Gata, în jumătate de oră trebuie să plecăm și înainte să plecăm trebuie să dăm, să împărțim echipamentele. De data asta vom avea o altă culoare. La Padebor am avut tricoul ăsta pe care îl voi purta astăzi pentru că nu am azi rutina. Dar pentru Euro Freestyle vom avea purple. Așa că hai să împărțim tricourile pentru echipa României. Nu știam că și tu ești așa cel mai. Așa, hai să vedem. Deci primul o să fie Yanis. Unde e Yanis? Da. Deci avem așa, anul ăsta avem așa logo, Nozentel, steagul României. Am pus și aici pe... Voi vă știți, pe partea dreaptă, Euro Freestyle 2022 și bineînțeles pe spate, Nozentel. Stea lui Yanis. Mulțumesc! Plăcere!
Noveli, unde Andrei? Ăsta e al tău, Andrei este sponsorizat și de Never Enough, am pus Never Enough pe spate. Ăsta e al tău. Mulțumesc mult. La Rookies. Moonshine, ăsta este Carmen. Carmen. Mamă, ce frumos, așa. Vancea. Așa. Wex. Ah, nu știam că ești așa ce. Mersi. Mateo. Asta e Riana, care are și World Skateboards pe spate. Belean. Ali. Ce al tău? La pat de bord. Lolex, tu ai vrut el? El ți-am dat. Stan. Tu ești tu, da? Oana. Ia uite, Oana. Pentru Oana, care a făcut toate formele plăcilor. Și momentan cam atât, în rest să vedem cui trebuie să mai împart. Dar cam astea sunt. Vom fi toți purple de data asta la Euro Freestyle. Sper că să fie tare. Yay!